La cunoștința dumneavoastră, aici, de acest platou, are loc o manifestație, un meeting, o campanie de sensibilizare a opiniei publice, a mass mediei și guvernanților. Aducem la cunoștința dumneavoastră, totodată, că ne numim Hyde Park, o asociație civică cu statut internațional. Promovăm libertatea cuvântului, libertatea exprimării, acces la informație, libertatea întrunirilor. Este ori este prin zădărnicit, este persecutat de către organele de poliție și sisului. La fel nu întotdeauna corect procedează și administrația publică locală, care nu întotdeauna autorizează asemenea întruniri. Aceste întruniri poartă caracter pașnic, n-au niciun temei juridic, niciun temei legal să nu fie autorizat sau să fie persecutat. Ăștia sunt mai eu și el pui să vorbim. La 9:15 va avea loc un conferință de presă sub cer liber. La SIS. Dacă de ordine, facul. Deci de la guvern, de aici ne deplasăm la parlament, pe urmă președinție, apoi la SIS. Dacă ai posibilitate, te așteptăm. Au venit în KVD-ul aici, calare pe tancuri. Nu ne-au liberat, ne-au ocupat. De atunci s-au început urmările, persecutările cetățenilor care nu erau de acord cu această ocupație, care încerca să lanseze informații, idei, a scris o carte. Deci toți erau persecutați, cărțile erau cenzurate, ideile erau stopate din fașă, nu aveau posibilitatea să fie lansate în societate. Cu regret constatăm că și astăzi avem cam aceleași metode în căvădistea, sunt ridicați oameni neluați din stradă, fără că se explice motivul, apoi prin acte false, prin niște mărturii false, încercări de a-i judeca. Prin această hărțuială trec și membrii simpatizanței organizației civice International Hyde Park. De aceea suntem revoltați, suntem aici și atragem atenția societății, dar și a guvernanților să înceteze această obrăznicie. Mă informăm de pe dumneavoastră, a venit timpul să fie date, să fie deschise, să fie informația date societății, să fie avut de suferit. Dar nu știu ce e când am tras eu când m-am mocat acolo. Cerem vehement, cerem insistent adoptarea legei ostrației. Și-a vorbit și eu acolo aia. Nu știam ce, eu te-am văzut mesaj. Să vedem ce e. N-am ascultat. Sau descendenții lor care urmăresc aceleași metode, aceleași scopuri antinaționale. Vrem să știm în față, să-i cunoaștem eroii noștrigele mele, care se viesc interesa altui stat decât Republicii Moldova. Acolo e un complot feminist. Thank you.
rănile. Apare pe rănile. Mă și care a fost mai. De-a mie, de-a unul mai sunt. Tot o mie. Rău, nu a fost rău. Eu văd un pic cam din anii 80. Aici au fost, anii 80, 85, 89. Păi chiar dacă s-a văzut, adică, mă rog, a fost crescut tot în familie din astea comunistii care... Da, în perioada aceea tocmai erau foarte mulți imigranți ruși, care din armată și din asta, s-au fost formate ele de familie, toți erau educați în spiritul ăsta și toată lumea a uitat de România de asta, adică toți își pot toate mișuri. Au auzit cineva un caz că au fugit doi soldați de Sfântul de Lupțile, așa, spune că au fugit toată armată. Au auzit cineva că un profesor a bătut un elev la școală, toți românii erau răi și toți îi băteau. Stai, omule, ulea. Bătat și eu mie, și eu scoat. Aurul, printre baroane, general de miliție, care stă călare pe arhivele KGB-ului și nici n-are de gând să le deschide pentru public moldovenește. O să deschidem arhivele și o să scoatem la iveală toate fără de legile, toate ilegalitățile comise de foștii și actualii comuniști bolșevici, de foștii și actualii KGB-iști. O să-i scoatem în prăjină și o să le interzicem pe viitor să mai acceadă la funcții publice. Ba mai mult, pe cei mai mulți dintre ei o să-i tragem la răspundere penală. O să înfunde pușcările în locul găinarilor care de foame furau o gâscă. O să șadă ăștia care au persecutat oameni liberi. Jos cu ei! Lustrație!